Chestiunea eu văd o chestiune tehnică. Deci cei de la APA au obligația să găsească o modalitate ca fiecare locatar să aibă o contorizare separată, să poată să primească apă separată. Mi se pare corect ca locatarii, cât sunt pe o scară, 4 scări, ori 6, 24 de aparte, 48, 50 de oameni sau 60 de oameni, să-și plătească, își plătesc datorie și 4 persoane nu-și plătesc. Păi e firesc să-mi întrerupă apa mie, care eu plătesc, și 2, 3 rău platnici nu-și plătesc de niciun fel și acumulează datorii, și atunci trebuie găsit o soluție tehnică de către cei de la APA. Da? Dom'le, conductele astea care pleacă la fiecare, să aibă un branșament, cine plătește rămâne cu apă, cine nu plătește nu rămâne cu apă. Da? Dar nu tot blocul debranșezi peste noapte și spui peste noapte că nu s-a plătit de către asociația de proprietari. Că nici ăla de la asociația de proprietari nu-i rămâne decât o singură soluție. Să se adreseze instanței de judecată și să-i dea în judecată pe rău platnicii. Care durează ani de zile. Care durează ani de zile și atunci e necesară o soluție tehnică. Cred că pe care o va găsi domnul Chiriță de la APA.